Cu ani de zile în urmă, m-a sunat cineva și a zis: frate Bogdan, vreau să dau câțiva metri cub de lemne, venea iarna, într-un sat undeva la vreo 40 de kilometri de Deva. Și a zis: nu e niște tineri să mergi să duci la sora respectivă, e sora noastră. E bătrână, e în vârstă, avea vreo 91 de ani pe vremea aia. Astăzi nu cred că mai trăiește, că sunt mulți ani în urmă. Și am zis: mă duc. Am ajuns în satul respectiv, la casa respectivă. Am sunat pe cine ne-a încărcat lemnele. Și am zis: am ajuns aici, sună să iasă cineva, că nu avem niciun număr de contact. O zis: nu avem cum să sunăm, că sora n-are telefon mobil. O zis: deschide ușa și intră în curte. Și am zis: cum să intre în curte la om? O zis: intră, că n-are căi, nu, intră. Am deschis ușa, stăteam în telefon cu cel care o da lemnele. Și am zis: sună-i sora, o să-i în casă. M-am dus, am încercat la ușă să deschid ușa. Am văzut că e ușa închisă cu cheia. Am sunat înapoi și am zis: nu-i sora acasă, cred că e plecată, că e ușa închisă. O zis: n-are cum să fie plecată sora. Și o zis: vezi acolo lângă ușă, în dreapta, niște cizme. Le văd, am zis. O zis: bagă mâna în cizme. Acolo o să găsești o cheie, deschide ușa, fă pe colidor la stânga și nu prima ușă, care e o cameră, ci a doua ușă pe dreapta, adică ultima ușă pe dreapta. Intră acolo, acolo te așteaptă sora. Am deschis ușa, frate și surori, am intrat, m-am dus pe colidor în stânga, am intrat în dreapta și când am ajuns acolo, am deschis ușa. Era o bătrânică de 91 de ani, cu o masă lângă ea, cu o farfurie de mâncare pe masă, cu o pisică pe care o mângâia, cu o Biblie deschisă acolo pe masă, lângă farfurie, paralizată de 19 ani, îmi povestise sora, de la brâu în jos, 19 ani. O zis: frate, de 19 ani îs paralizată și de 15 ani eu n-am ieșit din camera asta. Vine în fiecare dimineață o femeie de aici din sat, pentru că nu erau acolo credincioși, îmi schimbă pampersul, îmi aduce ceva de mâncare, zice: plătesc frații de la Deva pentru mine, nu au avut copii, sora. Și în fiecare dimineață, zice, îmi schimbă pampersul și în fiecare dimineață îmi lasă farfuria de mâncare. Și eu m-am gândit și am zis: Doamne, săraca. Și am zis: ce viață e asta? M-am gândit eu. Ca om, imediat, au început judecățile. Și am stat acolo și ea ne-a pus să cântăm o cântare și după aia mi-a spus așa: mă lăsați să recit și eu Psalmul 91? Și am zis: cum să nu, soră, recitați-l. Și a început sora să recite Psalmul 91 și a început: cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt. Frați și surori, am auzit mulți predicatori în viața mea care au recitat Psalmul 91. Când femeia asta a început să recite Psalmul 91, s-a simțit și a început să se simtă prezența lui Dumnezeu în cameră. Ne-am îmbărbătat cu toți și am întrebat și am zis: soră, dar cum puteți? O zis: frate Bogdan, vreau să spun ceva. Tu trebuie să vezi, exact așa mi-a spus, tu trebuie să vezi cum vede Dumnezeu. Dumnezeu în fiecare zi se coboară aici și mă îmbărbătează. Pentru că, oameni buni, știți cum suntem noi de cele mai multe ori? Ne grăbim și ne dăm verdicte unii altora după ce văd ochii ăștia noștri. Nu-i așa? Ne judecăm după cât avem în buzunare, după ce mașini conducem, după ce case, în ce case stăm, după știu ce. Nu? Așa suntem noi oamenii. Știți ce mult iubesc? Există un verset în Biblie care spune despre Hristos, despre Dumnezeu, că Dumnezeu nu se uită la ce izbește ochiul. Și Dumnezeu vede mai departe de cămașa mea, de ceasul meu, de pantofii mei, de mașina mea,